Ce fac, băieții? Și bine ați venit la un clip cu adevărat deosebit pe canal. Îl am lângă mine pe Mihai. Salut, bro, ce faci? Salutare, bro, bine te-am găsit. Faza culminantă e că suntem amândoi craioveni. Așa e, așa e. Hai să vă spun puțin, câte puțin, despre ce o să facem astăzi în acest clip. O să fie un challenge, eu împotriva lui Mihai. Vom avea 26 de player pick-uri și 2 icon pack-uri. Pierzătorul, ne-am gândit să oferim și ceva înapoi comunității și mi se pare ceva ce fiecare dintre creatorii de conținut ar trebui să facă. Pierzătorul o să facă un giveaway cu 12.000 de FIFA points pentru voi, pentru cei care urmăriți acest clip. De asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate, ghete de fotbal, tricouri, mingi și articole lifestyle, argol.com/ro. Linkul e în descriere. Ai și 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Acum, v-aș fi super, super, super recunoscător dacă v-ați duce la linkul din descriere, să-i dați acolo un subscribe și lui Mihai. De fapt, nu cred că v-aș fi eu recunoscător, cred că voi v-ați fi recunoscător vouă, deoarece v-ați cam bogățit dacă ați da acolo un subscribe. Mihai este trader. Mihai face o grămadă de coins din trading, deci sunt convins că dacă vreodată, pe parcursul călătoriei voastre în ultimul timp, să zic așa, ați simțit că nu aveți destui coins pentru un jucător, v-ați fi dorit să știți să faceți trading. Mihai cu asta se oferă și cu asta poate să vă ajute. El este persoana care m-a mai ajutat pe mine să fac coins, să zic, pe conturile secundare, de acolo unde mai facem review, mai deschidem un icon pack. E un băiat deosebit, așa că neapărat subscribe acolo la linkul din descriere. Și acum să lăsăm și pe Mihai să mai zică ceva, că a vorbit numai o vizită de 2 minute. Nu e problemă. Ai spus tot ce Olteanu trebuia să... Olteanu când pornește, mai greu se oprește. Moara nu mai oprește. Da. Ce faci, Mihai? Am înțeles că te-ai trezit cam devreme pentru acest... Da, pentru mine este chiar devreme, având în vedere că eu locuiesc în Anglia și când mi-ai dat ora de startup a videoului, am fost... Eu m-am oferit și mai târziu, dar mi-ai zis că după aceea lucrezi. Nu, ne descurcăm. Suntem... Dacă ar fi, Mihai, să ne zici cam cât profit ai făcut tu din trading anul acesta? Păi să-i ajut puțin pe băi să-ți facă o impresie despre cât de tare ești tu pe treaba asta. Profit am făcut foarte mult, numai că nu am făcut numai la mine pe cont, am făcut pe foarte multe conturi. Fă-mi o medie, zi-mi la toate, chiar sunt tare curios. Să zicem vreo 100 de milioane toate conturile. Dai și mie 2-3, dar nu prea poți să-mi dai, tată, că e, te banează și te imediat, nu poți să primești niciun cadou de la niciun eu prieten. Tot ce am încercat să se facă coins în așa fel încât să nu fii banat, în așa fel încât să nu folosești tertipuri mincinoase, gen auto sau alte prostii. Tu te bazezi pe o cunoaștere foarte bună a pieței, să înțeleg. Da, exact. Cea mai bună cunoaștere a pieței e prin footbing. Și acolo se face tot. Băieți, pentru sfaturi despre trading, link în descriere către canalul lui Mihai. Sfaturi despre trading, sfaturi despre cum să faceți și voi bonus pe conturile voastre. Deci avem aici 26 de 80 plus la Liga Player Pick-uri. Eu o să fac o listă la Ovi aici, aici, Ovi versus Mihai. Mi-am făcut eu aici un fișier și o să ținem scorul. Hai să începem. Hai să cu încep. Tine prima dată, tu ești invitatul. Ok, hai cu tine. Alege. Hai să eu vedem să ce avem tot în primul. Timpul cu numărul 3, că am un tovarăș foarte bun care îmi zice tot timpul ia 3. Dă-i pe 3. Hai să vedem ce e la 3. Avem acolo 83. Ce facem la egalitate? Se pune egalitate, nu contează, da? Da, punem 0. Hai, să te vedem. Acum. Bați un 83? Un 80. A început să se vadă și mai bine share play-ul. Fii atent. Da, clasic oviță, bă, da, clasic oviță, deci e clasic oviță, i-am trecut unul aici, aia este clasic, n-am nicio îndoială. Aici eu sunt în dubiu să-l iau pe Rulli sau pe Gabriel Paulista, îl iau pe Paulista, că e brazilier și gata. Așa. Te las pe tine, bro. Numărul 14, ziua mea de naștere. Deja știu că eu o să fac giveaway-ul, deja știu că-l fac eu. 82, că... bun, tati, îmi pare foarte rău că mă bucur la un 82 la tine. Nu-i panică, nu-i panică. Haide să vedem următorul la oviță. 83 toti. Dar sincer, uite, acum de exemplu sunt puțin trist, deoarece dacă tot am câștigat, trebuia să fie unul bombătat. Trebuia să fie unul mai mare.
Hai să vedem. Deci să sperăm că din atâtea reușim să prindem măcar 2-3 toți. Hai să vedem. Haide, o viță. Bam. Mendy. O să iau duplicatele. Am înțeles. Dar văd că nu ne-am ridicat mai mult de 83. Din 5 se dai doar 83. Probabil drop rate-ul acum ai și căzut. Mă duc la primul. Bine, așa, tate, ești nebun, o viță, ce-i pică, ce talent. Bă, eu am fost bine, așa să mă ales. Tu. Eu am ales, bine, mă, o viță, mă. Deci trec un 2 la mine aici. Ia 2-1 pentru tine. 2-1 pentru, dar ăsta se pune de mai multe. De câte se pune? Hai să punem totul de 3. Glumesc, nu, e de 1, e de 1. Dar ziceam așa, glumeam. Marcos Llorente, un card, băieți, fabulos. Hai, work rate, 3 stele la skill moves, 3 stele la weak foot. Și dacă vă uitați la combinația de defending, physical și pace, e genial. Chiar aș recomanda cardul ăsta dacă cumva poate să fie integrat cu un engine, să îmbunătățesc agility și balance-ul, să fie un fel de box-to-box. Sau poate CDM, să-i pui un shadow cu stay back while attacking. Super card, 250.000 de coins pe market. O viță, campion, bombă. Standard. Hai că deja ai preluat conducerea. Păi am preluat-o, dar să vezi tu după aia de nu mă bază numai cu 83 și au numai 82. Tati, ce rău îmi pare că mă bucur la tine la 81. Stai mergem puțin înainte. Să vedem. Mergem înainte. Dacă tot am mers cu primul, hai să continuăm tot cu primul rămas. Păi am câștigat măcar, nu? Da, ai câștigat. 83. 3 la 1. Așa, hai că pornim de aici. Am crezut că vine, băi, un albastru, tatăle. Așa am crezut și eu. Da, n-a fost să fie. Dacă începem. Dacă am câștigat toate astea de aici. Toate astea le-am câștigat. Hai să vedem în continuare așa. Dacă aleg tot așa 80. Da, 3-2. Îți iau un 80 aici și mare. Nici nu mai are rost să nu mai fie o robină. Ce urât a fost asta. Strâns. Hai cu ceva high rated. Mamă, deci a picat acunia. Dar, da, le-au tot pe acunia. Nu te ridici de 83, fii atent. Dacă tot am început cu primul din partea aia, să mă duc. E blocat la 83, văd. Ultimul. Hai măcar cu o viță. Mă, tată, uite și 3-3. Tu, nu pot să cred. Băi, ești nebun, 3-3, dar nu pot să bat în 83, Neto, hai, tată, hai. Hai, Mihai, hai să vedem. Hai să vedem aici. Bam. Da, nu se ridică de 83. 83, nu s-a ridicat deloc de 83 la tine. E, hai să vedem. Hai, tată. Hai cu un 4-3, nu mă suport dacă conduci. 84, bun. Acum te super, că e de cacao cardul. Da, e micuț așa. Mai firav cardul ăsta. E de cacao cardul, dar asta e. 4-3 este destul de strâns. Hai mă cu un team of the season. Hai cu un team of the season la Mihai. Deci a picat acunia de vreo 4 ori până acum. Da. Tu ești omul 83. 83. Și eu sunt omul 82? 84 mai nou. 84 ai 53. Mai nou. Deja te-ai dus. Îți iau un... Nu, e 84, nu contează. Și duplicatele, pentru că o să fac un icon ceva din el. Deci eu nu știu de ce mă băgam tu să fac tot eu. Nu-i panică. Acolo, ai zis tu? Hai, nu-i panică, man. Bă, vere, băi, mamă, deci n-am trecut de 83. Și acum, fii atent, cu ochii închiși. Deci am închis ochii la cameră și mă duc și deschid unul. Da. Am dus pe jucător. Tu? Acum? A mers? Mai stângă, jucător, mai stângă. Acum sunt pe jucător? Mai îndreaptă puțin? Acolo, dai. Haide, tată, cu ochii închiși, ia fii atent. Am uitat și ce ai avut tu. Dar nu contează ce ai avut tu, pentru că sigur n-ai avut așa ceva. Aoleu, 81. 5-4. Bine că nu le-am făcut pe Road to Glory, că plângeam. Hai, tătică! Mamă! Ăsta e cel mai slab de până acum. Mamă, n-am dacă cum să nu-l pierd aici, deci n-am cum să nu-l dacă pierd nu-l, aici. Dacă singurul care poate să te egaleze la așa ceva, Ioviță. Nu există altul pe planeta asta cu noroc, ghinionul meu. 83, numai. Nu. 83. 6, tati, 6 la 4. 6 cai frumoși la oviță. Pa, 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 pa. Să curgă proțapele, câștigă oviță. Gata, 80 și... Mamă, da, te-ai dus. Acum nu mai am nicio speranță să mai...
Fii atent, ochii închiși, spune dacă sunt pe card. Ești pe card. Sunt bine? Ești pe card, ești bine. Hai, tată. Hai, tată. Hai cu 84. 84! Ceață direct. Mihai, singurul om de pe pământ mai ghinionist decât Oviță. Dar vedem la icon după aia. Vedem la icon după aceea. Oh, oh. Tati! Bun! Dar unde cât e dată pe market? Cât e pe market? Ia stai, că vedem acum. 100 și ceva de 150. Bun, așa. Oricum, e Neymar 150 de mii acum și Neymar e bunicel și acum. Deci, deja trec 7-5 acum, nu? Da, ia stai să vedem. Ia stai, poate, nu, stai, poate ce Benzema, Karim. Ia uite-l. Ah, nu cred! De ce am spus că sunt mai ghinionesc ca tine? Nu pot să cred! 8-4, Oviță face senzație de data asta. A fost tare player pick-ul ăsta, a fost Koundé versus Gerard Moreno. Cât de tare a fost. Sunt nu luăm valoarea, luăm ratingul, nu? Sunt bun, nu luăm... tare. Poftim? Nu luăm, nu luăm valoare de pe market, rating, nu? Pentru că mulți o să ajungă material de SBC. Da, poate în afară de Marcos Llorente. Da, majoritatea sunt material ești de SBC. Campion, ești campion pe 80-81, ești campion, tată. Ești campion. A dat de toți banii. Ești campion, Oviță! Ce mână am, 9-4. Mai este ceva de deschis? Nu. Mai avem ceva, oare nu, băieți? Momentan! 9-4 și mai avem două iconuri de deschis. A, vrei să-ți arăt echipa care am făcut-o pe contul ăsta? Yep. Stai așa. O, mă, tată, ce e asta, mă, fratele meu? Deci, asta e echipa făcută din trading. Asta e echipa făcută de tine din trading. Cu Team of the Year, Kylian Mbappé, cu Ruud Gullit, cu Pele de 98. Băieți, dați geana aici. Ia uite așa echipa, fratele meu. 91 Vieira. Gândiți-vă că asta nu e timp investit într-un singur cont. Mihai a lucrat pe mai multe conturi. Maldini 94, Virgil. Ăștia sunt tradable? Asta nu e tradable? Da, Ederson nu e. Asta nu e tradable și asta nu e tradable, dar a făcut vreo 200 de player pick-uri aici. 200 de player, fabulos, băieți, ce înseamnă să te pricepi la trading. Băieți, la momentul actual, scorul este 9-4 pentru Oviță. Ca să facem lucrurile interesante, vom acorda 5 puncte pentru câștigătorul rundei de Prime or Moments Pack. Avem două pachete. Avem aici un Prime or Moments Icon Pack și mai avem încă un cont cu încă un Prime or Moments Pack. Acum e foarte interesant să ne decide Mihai. Facem valoarea iconului pe market sau ratingul iconului? Eu zic să facem valoarea iconului pe market. Exact așa m-am gândit și eu, pentru că poate să pice un jucător care nu are nicio relevanță, da, și nu are nicio, să pice un Van Basten și împotriva altuia care e mult, mult mai scump și mult mai bun. Deci, aici am picat de acord. Acum, iconul ăsta se pune pentru tine sau pentru mine? Hai pentru tine ăsta! Hai să fac pentru mine. Asta e pentru tine. Hai băieți să dăm drumul. Prime or Moments Pack. Vamos, hai să fie atâta ceva. Atâta vreau să nu fie mie steagul după aia ăsta. Pele. Steagul de pe tricou. Îmi pică meu. După aia pele mie. Hai tată, hai. Bam, hai, bam, bam, un stack bam, bun bam. Acolo, hai un stack bun. Portugalia. Eusebio. Nu, i-a picat de trei ori anul ăsta Rui Costea și l-a băgat la SBC. Nu pot să cred. Per total nu este un card dezastros, dar se spice așa. Ah, are hai link să la Ronaldo. Asta, hai să aruncăm un ochișor la el. E linkul bun cu Ronaldo. El pe market costă, costă 315, cam așa era. Da, 300 de mii, nu cred că o să fie de close când suntem noi. 4 cu 4, evident un hunter pe el, statisticile nu sunt rele, stamina decentă, dribbling-ul e decent, pe shooting e decent, trait-urile are flare, outside foot shot, dar pentru un astfel de pachet, hai să recunoaștem un pic de dezamăgitor, hai să ne mutăm acum. Pe celălalt cont? Ok, băieți. Acum, avem încă un Prime or Moments Pack. Hai să vedem. Sper e să greu, dai mai bun. Greu să, sper e să dai greu mai bun. Să nu câștig. Chiar dacă pierd, sper da. Să dai mai bun. Hai să vedem cine face. Cine face giveaway-ul cu cele 12.000 de FIFA points pentru voi. Prime or Moments Pack. Hai cu un... Nu doar un stack bun. Cu un jucător foarte bun. Ceva haide. Jucabil. Ceva jucabil. Haide, tată. Haide. Haide, mă.
Olanda? Haide! Este singur, sunt singur om de pe pământul acesta care putea să piardă acest challenge. Nu există om pe pământul acesta care putea să piardă la momentul actual challenge-ul decât eu. După un Rui Costa. Deci n-am putut să bat un Rui Costa. Nu pot să cred. Asta e 100 de K. Cât e? 200 de K. Cred că e mai puțin de 300 de K. 100 de K, am zis. 100 de K este. Ai, nu pot să cred. Și de fapt n-am pierdut challenge-ul, băieți. N-am pierdut, de la 9 la 4 se face 9 la 9 și urmează să facem amândoi. Zici că, bă, zici că a fost manevra, să jur. Zici că a fost manevra. Zici că ne-am vorbit. Zici că ne-am vorbit și am zis, n-ai cum. Deci, care erau șansele să fie mai prost ca lui Coșta? Nu știu. O să facem până la urmă, băieți, noi pe social media la mine pe Instagram giveaway-ul împreună, 12.000 de FIFA points, deci fiți geană pe contul meu de Instagram. Mihai, mersi frumos pentru că mi-ai acceptat. Plăcere, bro. Invitația. Băieți, neapărat link în descriere, cine vrea să facă acolo bănuți la FIFA 21 să-și construiască echipă mai bună, neapărat trebuie să vă abonați acolo, între cei mai buni trader din România. Și țineți minte, vine și FIFA 22, stai puțin că acum mai sunt câteva luni pac și la început de sezon, dacă dați geana acolo și învățați 2-3 chestii, să vedeți ce bine vă merge. Asta zic și eu mereu, dar niciodată nu stau de training, nu știu de ce. Nu știu. E vorba de și de comoditate, dacă te obișnuiești cu anumite chestii în FIFA, nu-ți mai vine să mai faci și altele extra, înțelegi? Corect. Mihai, dacă mai vrei să mai adaugi tu ceva în încheiere... În primul rând, mulțumesc foarte tare pentru invitație. Mi-a făcut mare plăcere, chiar dacă nu am prins wow la iconuri, mă așteptam mult mai bine, dar asta este, asta e norocul din FIFA. Na, când faci icon pack-urile ăștia, te aștepți la ce mai rău, pentru că, cum am zis mai devreme, sub 50% din iconuri sunt prafa în momentul de față, în perioada toată. Da. Exact. Și mai ales pe delay-ul din România. Da, asta ai nevoie doar de alea mari de tot ca să poți să faci ceva. În fine, a fost interesant acolo la Player Picks, bătălia aia, Team of the Season versus Team of the Season. Mihai, multă baftă cu tot ceea ce faci pe viitor, multă baftă cu canalul, băieți, link în descriere către canalul lui Mihai. Noi ne vedem în clipul următor și, bineînțeles, vă aștept pe Instagram, unde urmează să dăm drumul la giveaway. Vă pupă, o viță! Pa, pa! Ciao!